Bună seara, doamnelor și domnilor. Începe săptămâna cu vești bune, pentru că, așa cum probabil mulți dintre dumneavoastră deja știți, unii ați fost acolo, au început să se primească CV-uri la noua fabrică de piese auto care se va deschide pe locul fostei Rostramo. Sunt sute de oameni care au fost astăzi acolo. Nu toți cei care au fost vor avea în primă fază un loc de muncă, doar 500 vor fi angajați. Discutăm despre, iată, primele semne bune ale lui 2017 cu invitatul meu din această seară, Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Sunteți, dacă vreți, unul dintre principalii artizani ai acestui proiect la Gorj, care pare să se și întâmple, adică nu că pare să se și întâmple, la modul concret astăzi, oamenii s-au dus acolo, o să și vedem imagini imediat de acolo, s-au dus acolo și au depus CV-urile, pot fi în perioada imediat următoare angajați. Care este stadiul, ce discuții aveți în continuare cu cei de la fabrică? Premisele bune au fost din anul 2016, începând cu luna iulie-august, când investitorul a cumpărat terenul necesar construcției unei hale de producție, teren în suprafața de 32.000 de metri pătrați, 3,2 hectare, din care suprafața halei de producție finală va fi de 1,7 hectare, 17.000 de metri pătrați. Am avut un dialog continuu de-a lungul anului 2016 cu dumnealor, și am insistat, atât eu cât și domnul Aurel Popescu, pentru că în ultimele zile ale anului 2016, precum și în primele zile anului 2017, am fost asaltați de întrebări și solicitări de angajare în cadrul viitoarei fabrici de componente auto să demareze mai repede decât era prognozat procesul de, să spunem, de selecție și de aduna CV-urile de celor interesați. Drept urmare, au venit, cred că joia trecută sau vineri, și au făcut un anunț, să spunem, timid, da, în mass media locală, în care omul din care l-au angajat și care stă în permanență la sediul fostei fabrici Rostramo să aibă la dispoziție un CV format pentru toți cei interesați. Iar asta, surpriza a fost și pentru mine, și pentru autoritatea locală, și pentru domnul primar interimar, domnul Aurel Popescu, cât și pentru cei, am vorbit cu ei toată ziua, cu cei de la Bordențe, firma care se ocupă de, care va recruta și va angaja personalul, pentru că sunt câteva sute. Am înțeles că în jur de 800 de oameni cred au fost. Cred că depășim 1000 astăzi și mâine, și lucrurile se îndreaptă către un făgaș normal și bun. Sigur, în prima fază, așa cum spunea și dumneavoastră la început, începând cu luna aprilie, sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, doar o parte din cei care au depus astăzi CV-ul vor fi angajați. Dar asta nu înseamnă că nu toți vor fi angajați care vor depune CV-uri, pentru că fabrica se dezvoltă în etape. Așa cum am spus, în prima etapă și-au prognozat 5.000 de metri pătrați de hală de producție, ceea ce înseamnă aproximativ un număr de 500 de salariați, urmând ca pe parcursul anului 2017 să mai fie gata cel puțin 5.000 de metri pătrați, asta înseamnă încă 500, urmând ca la finalul investiției, undeva în anul 2018, să fim un număr de salariați de peste 1.100, 1.200 de salariați. Încă o dată, asta în urma discuțiilor purtate cu ei telefonic. Zilele acestea o să am întâlnire cu ei și o să știm exact și pe etape, pentru că cred că toți sau o parte din cei care au depus astăzi CV-uri și, să spunem, o să facă o prima analiză acestora, o să fie chemați la un interviu, cred că asta este procedura, pentru că așa au făcut și la Severin, așa au făcut la Caransebeș și vor selecta final. Important este că această fabrică de producție va porni. Important este că cel puțin 500 de târgujieni și gorjeni își vor găsi un loc de muncă și auspiciile sunt bune, pentru că, așa cum am spus, nu se vor opri doar la 500, undeva în anul 2017, undeva 1000 de locuri de muncă pe platforma fostei fabrici Rostramo vor funcționa și va funcționa această fabrică de componente auto. Bun, ziceți foarte multe detalii, nu știm, o să avem și materialul imediat. Vreau să vă întreb dacă există niște criterii anume pe baza cărora se angajează. În general, când se fac angajări cam pe oriunde, se discută despre o preferință către apartenențe politice, o preferință exclus către... De asta aș vrea să vă întreb, exclus, dacă știți ce criterii... Exclus. În ceea ce privește personalul TESA, exact, sunt niște criterii, cred că o să fie
o să aibă atunci cei care au experiență, care au lucrat în domenii similare. Dau un exemplu, ceea ce privește necesarul de ingineri automatiști, siguranță o să aibă un atu cei care au lucrat în fabrici similare, pentru că sunt în România și trebuie să recunoaște și sunt gorjeni care lucrează în Arad, și care au experiență deja în Timișoara și care lucrează asta. Dar în ceea ce privește personalul de producție, nu este nicio problemă, caută personal dornic de muncă care se poate specializa în termen de o lună, o lună și ceva la locul de muncă. Nu sunt condiții draconice, iar în ceea ce privește factorul politic exclus, nu-mi permit și nu voi permite niciodată, pentru că cred că ar fi o bilă neagră pentru mine ca autoritate publică județeană sau pentru primăria Târgu Jiu, calitate publică locală, să încercăm să influențăm într-un fel sau altul asta. Pentru că nu ne putem permite, este un investitor serios, cu multe fabrici în Europa și în lume și trebuie să mergem. Pentru că pentru noi este esențial ca această fabrică să funcționeze și să angajeze din forța de muncă care nu și-a găsit până această dată un loc de muncă pe piața muncii din județul Gorj. Bun, aveți semne că, iată, e din ce în ce mai concret deschiderea acestei fabrici, se selectează personal, aveți semnale că sunt și alți investitori care sunt convinși de faptul că o fabrică de o asemenea învergură a ales Târgu Jiul și să fie convinși cu un astfel de argument să vină aici? Cred că da. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat astăzi, cred că o să dea de mult la și la alții posibili investitori să vină către Târgu Jiu, pentru că se spuneau până acum câteva luni de zile că nu există forță de muncă, că forța de muncă este plecată. Și eu am contrazis de fiecare dată, pentru că am văzut anumite indici statistici luați de la JOFM, indici statistici luați din anumite studii făcute la nivelul județului Gorj în ceea ce privește forța de muncă existentă pe plan local, calificarea acestea, și cu siguranță pe lângă această unitate de producție de componente auto, o să mai vedem în anul acesta și alte persoane juridice, alți investitori interesați. Nu neg, am avut anumite discuții și cu alții de-a lungul anului 2016 și cu alți potențiali investitori care își făceau anumite analize în ceea ce privește suprafața de teren necesară. În ceea ce privește forța de muncă, la fel, le-am dat asigurări și știau și dumnealor în ceea ce se petrece în piața muncii din Gorj. În ceea ce privește utilitățile necesare de deschiderea unei investiții, vorbim de energie electrică, apă, canal, chiar transportul la și de la locul de muncă. Sunt elemente care mă fac să sper și să cred că nu va fi singura investiție de acest gen din Târgu Jiu și nu numai din județul Gorj în următoarea perioadă de timp. Pentru că discuțiile nu e un secret, și de-a lungul anului 2015-2016 și cu acești investitori au fost timid de la început, dar când au venit la Târgu Jiu, când au văzut potențialul zonei, când au văzut locația, pentru că locația de la Rostramul le aduce un mare avantaj, este în apropierea unei linii de cale ferată, pentru viitor putând extinde transportul pe calea ferată. Locația de la Rostramul le oferă avantajul pentru că există transportul în comun. Sunt, de exemplu, la Caransebeș și au organizat transport al muncitorilor de la locul de muncă din localitățile învecinate orașului. Deci sunt anumite aturi, avantaje pe care trebuie să le speculăm și să le scoatem în evidență atunci când cineva vine în Târgu Jiu și e interesat să deschidă o investiție. Încă o dată, așa s-a întâmplat, din păcate, nu mi-am dorit și nu-mi doresc niciodată ca sau Rostram a intrat în procedura falimentului, dar trebuie să dăm valoare unei zone industriale care de-a lungul timpului a avut angajați, sute, mii de angajați, da, și trebuie să o dezvoltăm. Bun, asta vreau să vă întreb vis-a-vis de dezvoltare. Putem vorbi de spațiile de acolo ca de un potențial, de un viitor parc industrial? Cu siguranță da, cu siguranță da. Bine, nu putem da noțiunea unui parc industrial în ceea ce privește definiția legală, în ceea ce privește anumite facilități fiscale, în ceea ce privește anumite facilități făcute de autoritatea publică locală. Dar asta nu înseamnă că putem dezvolta o zonă industrială având în vedere ceea ce implicarea autorității publice locale, în speță primăria, de a organiza un transport în comun mult mai bun și civilizat, de a asigura oricând este nevoie accesul la utilități în ceea ce pentru oricine și-ar manifesta asta. Intenția și foarte important acolo. Și foarte important, și asta vreau să mulțumesc public, și cred că nu fac publicitate dacă spun că CEZ-ul a avut o contribuție esențială
și are o contribuție esențială în ceea ce privește dezvoltarea zonei industriale la Rostramo, pentru că au dat asigurări viitorilor investitori că au acces în stația modernizată de la Artego, care le permite și ne permite să funcționeze foarte, foarte mulți investitori pe platforma Artego. Și pentru asta le mulțumesc public, pentru implicarea care au dat-o în această perioadă. Bun, spuneți-mi dacă știți ceva despre veniturile pe care le vor avea cei care vor lucra acolo. Adică există... Nu am avut aceste discuții, dar cu siguranță mi-au spus și așa cum le-a zis la Severin, veniturile vor fi corespunzătoare cu munca prestată, veniturile vor fi majorate în funcție de evoluția ulterioară a unității de producție și din ce am văzut pe cei din Rubeta Turnul Severin și ce am discutat și cu chiar lucrători din Gorj, în fabrica de la Caransebeș, sunt mulțumiți de veniturile. Sunt similare cu ceea ce se întâmplă în Arad, sunt similare cu ceea ce se întâmplă în Timișoara, nu sunt venituri sub... Dar încă o dată, e un proces de negociere și un proces de stimulare a forței de muncă. Nu, niciodată nu o să vedem niște salarii, să spunem, la nivelul maxim la momentul în care o investiție este la început de drum. Nu, acestea vin treptat în funcție de evoluția și de productivitatea muncii și multe alți indicatori care se calculează. Dar, oricum, sunt venituri similare cu unitățile de producție din vestul României. Și aici vorbim de Sibiu, vorbim de Arad, vorbim de Timișoara, în care funcționează media și în care funcționează fabrici similare cu cea care se va deschide la Târgu Jiu în următoarele luni de zile. Bun, ați cunoaște situația de la Severin. Prin comparație a suferit, cum să zic, s-a îmbunătățit, nu știu, nivelul de trai al oamenilor din zonă odată cu astfel de investiții, se cunoaște sau nu? Discutând, când vorbim de... Că până la urmă toată lumea a vorbit în toate campaniile electorale de dacă avem investiții, dacă nu știu ce, se rezolvă mare parte din problemele cu care se confruntă oamenii aici. Vedeți asta în alte zone? Comparativ cu ce am văzut la Severin. Da. La Severin a venit și într-o perioadă în care lucrurile evoluau din rău înspre mai rău. Vorbim de închiderea RAND Rubeta Turnul Severin. Și cred că a fost o gură de oxigen nu pentru cei care lucrau neapărat pe platforma de la RAND, pentru că erau oameni de specialiști, pentru o parte din familia acestora care nu-și găseau loc de muncă. Din ce a discutat în ultimile cu președintele Consiliului Județean Mehedinț, cu primarul domnul Marius Crieciu, primarul de la Drobeta Turnul Severin, se vede, pentru că lucrurile se vede în consum, se vede în... De dau un exemplu, în luna noiembrie, pentru că se circulă foarte mult. Hotelul avea o capacitate de cazare epuizată la un moment dat, pentru că erau diverse firme de training care veniseră în Severin pentru această fabrică și nu numai, pentru că acolo acea platformă mai funcționează și o fabrică de celuloză. S-a redeschis fabrica de carton ondulat de la Severin. Se vede și se simte în oraș, pentru că discuțiile purtate cu autoritățile publice locale din Mehedinț, atât cu președintele Consiliului Județean, cât și cu domnul primar. Se simte, pentru că la Severin, la momentul acesta, sunt 3200 de angajați ai firmei care produce componente auto, încă 600 de angajați care produc la fabrica de carton ondulat. Deci undeva 4000 de angajați care au luat din, cred că peste 2000 de disponibilizări făcute sau 2500 la RAN. Deci sunt, se simte, pentru că ne gândim ce însemna să nu fie, să nu există aceste lucruri. Da, și să fie atâtea... Da, o să vedem și la noi, pentru că sunt convins, va fi de bun augur să vor vedea multe schimbări în anul 2017 și în ceea ce privește Târgu Jiu. Bun, colegii mei au fost astăzi acolo și au vorbit cu oamenii care depuneau CV-uri, au văzut un pic care e atmosfera, am pregătit un material foarte scurt să-l vadă și lumea care se uită la noi, îl comentăm împreună după ce-l urmărim. De ce sunt reprezentantul Rostramo? Firma care va deschide fabrica de cablaje este SNB Severin. În funcție de cum evoluează construcția și fabrica de placat se va amenaja, se va da drumul. Se preconizează că în aprilie se dă drumul la Olimpia. Ce se discută până? Firma de la Severin a trimis cereri tip CV-ul, se completează, eu le adun, le trimit la firmă, se vor selecta și persoanele respective vor fi contactate prin intermediar altă pentru angajare. Până acum cred că depășesc 100 de cereri. Nu am avut. Deci n-am mai avut și am mai făcut eu copii și vreau să satisfacem toată lumea. Credeați la început că nu este adevărat că se va deschide această fabrică? Credeam că nu este adevărat, pentru că se auzea că s-a
A plecat investitorul, dar acum lucrurile capătă contur. Da. Am un CV-ul special făcut de mine și o să completești cererea. Am vorbit cu domnul de la Rostramo, reprezentantul, să leg în spate toată activitatea mea de când eram copil. Am înțeles că salariile nu vor fi foarte mari, dar e un serviciu binevenit îndeosebit pentru clasa tânără. Nu sunt exagerat de mare, dar și să n-ai un ban deloc, iar e foarte greu. Sunt destul de mulți oameni care vor să angajezi aici. Da. Au fost doar 500 de... Așa am înțeles, dar ar mai angaja după cei 500, am înțeles că ar mai fi încă 1000, nu știu. Să sperăm că pentru tineret e un loc bun de muncă și... Considerăm că o să intre toți care depun CV-uri aici. Da, o șansă pentru tineri, dar și pentru... Și mai în vârstă, mă gândesc că nu o să fie un criteriu de vârstă, pentru că sunt oameni care au plecat din diverse companii care aveau legătură cu CEO la un moment dat când lucrurile n-au mai mers bine. Sunt oameni de la prestatorii direcții ai CEO care s-au închis într-o perioadă și care, iată, sunt trecuți de 40 de ani, pot avea și eu șansă. Cu siguranță da, cu siguranță da, pentru că au o disciplină a muncii, un avantaj, un atur, că vorbeam ce constă la alege într-o persoană sau alta. Da, o experiență în muncă poate fi un avantaj. Mă bucur că îl vedeam pe domnul Pulescu. Domnul Pulescu este greu spus, reprezentantul Rostramo. Nu mai există Rostramo. Să spunem că este omul care e ultimul mohican din Rostramo, da. Care știe fiecare colț din fosta fabrică de prelucrare a lemnului și el este unul dintre oamenii care a rămas și oprit de lichidator și va fi angajatul viitoarei fabrici, pentru că e fire să fie așa. Un om care l-am găsit la începutul anului, la mijlocul anului 2015 la Rostramo și care ne-a fost de un real folos, pentru că a știut exact unde sunt proiectele, știa unde este arhiva, știa fiecare cablu unde, deci e de un real folos acolo și văd că astăzi și-a făcut cu prisos datoria exact, și a făcut față mai bine decât o firmă de recrutare. Da. De muncă. Bun, ziceam că începem și cu vești bune, anul nu toate veștile sunt bune, o să abordăm imediat și subiecte mai delicate. Ca o completare, toate informațiile, oamenii par să fie bine informați, a apărut la un moment dat ipoteza că investitorul s-ar fi retras. Da, a fost o discuție, cred în campania electorală. Într-o ședință de birou politic a unui partid, și nu o să dau numele, multă lume știe, s-au ridicat și erau atât de bucuroși încât cineva din ședință s-a exprimat că totul a fost o minciună, că totul este doar folosit de scop electoral, și atunci am dat asigurări, pentru că eu știam de intenții și știam de pașii făcuți în demararea procesului de achiziție a suprafeței de teren din luna aprilie 2016. Dacă vreau să speculez politic, eram unul dintre candidații la Consiliul Județean anul trecut. În acea perioadă, da. Puteam să o speculez și n-am fost niciodată. Nu cred că ați auzit, a apărut în spațiu public doar după alegerile locale, în momentul în care investitorul prin dezvoltator a cumpărat suprafața de teren, a fost achitată și atunci a apărut informația că e posibil deschiderea unități de producție, pentru că am fost o înțelegere și o discuție cu investitorul, pentru că nu vom da publicității până nu este cert investiția, niciodată niciun pas. Au avut N întâlniri la Târgu Jiu, la Consiliul Județean, la primărie. Nu, pentru că așa este fair play. Nu trebuie speculat. Pentru că este și vrem să facem pentru Gorj și pentru Gorj. Dar, în sfârșit, este bine că au fost infirmate toate cele, să spunem, bucurii din acea ședință de tristă amintire pentru mine, pentru că eram contrariat. Nu-mi dădea seama de ce... De unde a pornit, da, în sfârșit, am trecut peste această perioadă. Și de ce ar fi cineva bucuros că nu se mai deschide, ceva. Dar încă o dată, că nu beneficiez nici eu, nici, până la urmă, tot noi toți suntem beneficiarii unei investiții care, încă o dată, la rândul ei pot să atragă alte și alte investiții, luând în exemplu și luând ca bune practici ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în vestul României și în alte zone. Cred că trebuie să lăsăm deoparte ranchiuna și modul ăsta, să spunem, de multe ori neconstructiv.
Cred că e datoria noastră ca momentul în care vedem o mică luminiță, o mică intenție a unui posibil investitor, nu contează de numărul de locuri de muncă, câte câteva zeci sau sute sau cine aduce, trebuie să facem tot ceea ce e omenește posibil să vină, să stabilească, pentru că încă o dată ducem lipsă de locuri de muncă, ne dorim locuri de muncă pe termen lung. Și asta este datoria noastră, primul rând, la clase publice și administrații publice locale. Bun. Acum, următorul lucru, și o să tratăm poate și în a doua parte, că nu mă apucăm acum în prima, să discutăm foarte pe larg despre el, este complexul energetic Oltenia. Simțiți un alt suflu dinspre CEO acum că până la urmă PSD-ul a intrat la guvernare? Ați venit în campanie, partidul, nu neapărat dumneavoastră personal, dar partidul a venit cu niște promisiuni vis-a-vis de complexul energetic Oltenia. Există o altă conducere la complexul energetic Oltenia și salut faptul că în sfârșit cineva a ieșit public să spună oamenilor la ce ar trebui să se aștepte. Mă refer aici la faptul că domnul Boza a acceptat invitația TV Sud și a participat vineri la emisiunea Verde în fața lui Iulian Țimpea. A spus niște lucruri acolo, lucruri așteptate și de lideri de sindicat și de angajații simpli ai companiei, care nu mai primiseră de mult timp o veste de la cei care se ocupau de destinele lor. Sunteți optimist sau nu? Da, și mă bazez pe ceea ce am discutat de-a lungul timpului înainte de campanie electorală, la ceea ce trebuie făcut, pentru complexul energetic Oltenia și nu numai pentru energetica românească și pentru energia produsă pe bază de cărbune. Iar primele semnale bune au fost, și nu cred că s-au datorat neapărat campaniei electorale, atunci când, printr-o majoritate covârșitoare, nu știu dacă chiar unanimitate n-a fost la Camera Deputaților, după ce a fost reîntoarsă legea de modificare a legii energiei electrice de către președintele Iohannis, am văzut și o altă atitudine, un alt mod de abordare a Parlamentului. Și asta îmi dă speranțe și pentru viitor. Bun, e de apreciat și recunosc și eu, pentru că de pe 21 decembrie, după ce domnul Boza a devenit președinte al directoratului, este alt mod de abordare și alt mod de comunicare public. Este bine intenționat și de data aceasta are, și exact cum am spus și în luna decembrie, trebuie să concentreze foarte și să fie foarte atent pe ceea ce înseamnă a trece cu bine iarna. Ceea ce vește stocurile de cărbune, starea grupurilor, pentru că vreau să vă spun exact ce am spus și astă vară, din nou, siguranța sistemului energetic se bazează pe energia pe cărbune. Pe cărbune. Și asta poate vedea oricine, vă pentru spun, că în timp real se vede câtă da, energie, uităm pe site-ul aproape jumătate din energia din sistem este. Și vă invit, începând cu seara aceasta, să ne uităm, să vedem cine susține sistemul energetic din România. În condițiile în care se anunță un gernă praznic. Vreau să vă anunț că la videoconferința avută cu primul ministru de sâmbătă la ora 17, unul dintre punctele fierbinți au fost asigurarea energiei termice și electrice pentru fiecare cetățean din România. Iar discuțiile au fost clare, porniți toate grupurile care pot și sunt funcționale din complexul energetic Oltenia. La fel s-a discutat și trebuie să discutăm asta, să le asigure tot la fel acea videoconferință, mijloace de transport necesare, transportului de cărbune către termocentralele din Craiova și către turceni. Ei, lucrul acesta va trebui discutat foarte clar și foarte amplu în următoarea perioadă. Dacă încă o dată se dovedește că România depinde. Nu se depinde de energia pe bază de cărbune, înseamnă că nici eu, nici ceilalți colegi, nici dumneavoastră mass media nu suntem nebuni. Și haideți să ne imaginăm ce ar fi acum, începând cu această seară, să nu avem 3.000 de megawați energie produsă pe cărbune. Eu vă spun clar că nu se pot importa, eu vă spun clar că nu este sistemul de natură încât să poată intra atâta energie din afară, ar rămâne nu neapărat... Adică și să existe voință să... Nu să... se poate. Deci nu e nu posibil, este posibil, exact. Ei, acest lucru trebuie să ne dea de gândit și cu pași rapid să discutăm pe termen scurt ceea ce trebuie făcut, pentru că nu trebuie să discutăm pe termen scurt ce trebuie făcut pentru complexul energetic Oltenia. Și mi-am propus și am discutat și cu parlamentarii de Gorj, prima urgență este ca în bugetul de stat pe anul 2017 să fie prevăzute sumele necesare expropierilor pentru cauze de utilitate publică pentru Roșia și Jil Sud. Obligatoriu. Acest lucru de se întâmple. Știu că s-a făcut o comunicare a complexului energetic Oltenia, am discutat cu domnul Boza, am fost împreună cu cei doi vicepreședinți la dumnealui săptămâna trecută.
către Ministerul Energiei, la rândul său, Ministerul Energiei a făcut o notificare către Ministerul de Finanțe, cel care trebuie să prevadă în buget aceste sume, pentru că orice întârziere, să spunem, Doamne ferește, nu se vor prevedea în buget la această, vedem, merge către rectificare, anul 2017 avem un an compromis. E pierdut, da. Aceste prima urgență în ceea ce privește complexul energetic Oltenia, funcționarea sa. După care va trebui să ne așezăm foarte serios la masă, să discutăm crearea în viitor a mixului energetic. Și de urgență, exact cum spunea domnul Victor Ponta, acum câteva săptămâni la Târgu Jiu, în campania electorală, trebuie insistat înainte de listarea la bursă a companiei hidroelectrică. Ce listezi? Da. În condițiile în care are niște priorități. Exact. Iar statul român trebuie să stabilească aceste priorități. Încă o dată, se face dovada că fără cărbune, România poate intra într-un colaps financiar, în colaps energetic. Trebuie să asigurăm pârghile juridice și financiare astfel că această companie să continuă activitatea pe încă câțiva ani buni de zile, atâta timp cât sunt rezerve de cărbune. Luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi, continuăm discuția despre complexul energetic Oltenia, vom discuta și un pic politic, dar vom aborda și tema echipelor de fotbal și de handbal, basket, ce mai e sau ce nu mai e, imediat după această pauză. Revenim, vă reamintesc că alături de mine în studiu este președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu, vicepreședinte PSD. Vorbim despre situația complexului energetic Oltenia. Spuneați că ați avut deja discuții cu parlamentarii de Gorj și discuțiile evident trebuie mutate cât mai repede în Parlament, în Guvern, pentru că până la urmă lucrurile de acolo pot fi rezolvate, inclusiv în ceea ce privește legislația, inclusiv în ceea ce privește maniera în care această companie este tratată de actualul guvern. Am avut, și nu știu, poate dumneavoastră știți mai bine decât știm noi, niște rezerve cu privire la nominalizarea și iată la ministrul de resort de acum. Se spera într-o soluție, în sensul că ar putea să fie un secretar de stat în Ministerul Energiei care să vină din Gorj, pentru că s-a pus problema pentru un complex energetic Oltenia, este vital să fie în minister cineva care să cunoască aplicat problemele companiei și care să aibă deschidere către rezolvarea acestora. Că indiferent cu cine stai de vorbă, atâta vreme cât nu știe ce se întâmplă de fapt aici și la ce e bună sau nu această companie, nu poate să remedieze lucrurile doar așa. Sigur. Adică s-au și făcut greșeli în guvernul tehnocrat și vă amintiți, vă amintesc că a venit ministrul energiei aici, a confundat CEO cu Compania Națională a Huilei, s-a pus în dezbatere acea strategie energetică și vă amintesc că nu știau nici măcar câte numărul de cariere miniere sau de perimetre, adică miniere. Nu poți să faci așa. Sigur. Eu sunt convins că în aceste zile, de când a luat portofoliul Ministrului Energiei, domnul Petcu, a fost informat și este informat, pentru că, să nu uităm, în Ministerul Energiei sunt specialiști care știu foarte bine ceea ce se întâmplă în energetica românească. Dar acești specialiști trebuie ascultați și trebuie băgați în seamă. Păi dacă sunt aceia specialiști care sunt ghidați de niște grupuri de interese, de niște companii care sunt cu regenerabilele, atunci nu ne-a ajutat că au fost ascultați. Cu siguranță, da, ai pârghile necesare ca ministru să discerni informația. Dar la rândul nostru, noi ca autoritate publică județeană, parlamentare de Gorj, avem obligația să mergem, să prezentăm o situație reală a ceea ce se întâmplă în companie. Pentru că pe noi, pe Gorj, ne interesează ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia. Și așa cum am spus, deja am făcut primii pași, încercăm să facem primii pași în ceea ce privește a aduce la cunoștință problemele reale pe termen scurt cu care se confruntă compania. Și am dat, de exemplu, înainte de pauză, această problemă de asigurare a fondurilor necesare expropierilor. La fel, trebuie să discutăm ceea ce se întâmplă pe viitor cu de modernizarea, să spunem, al grupului 5 de la Rovinari. Sunt discuții care vor trebui purtate în termen scurt, astfel încât ministru, în afară de informația primară care și-a luat-o din cadrul Ministerului Energiei, să dețină, de la și eu sper să vină, pentru că domnul Mujea mi-a spus că la discuția avută înainte de investirea guvernului a promis că va veni și va lua informația de la sursă, să vină să discute cu factorii responsabili din complexul energetic Oltenia, să vină să discute cu administrația locală, să vină să discute cu sindicatele din complexul energetic Oltenia, și pentru că aici este informația reală. Da, încă o dată, am speranțe mari
Și de asemenea mă bazez pe colegii din Energie și Minerit să traverseze cu bine această perioadă de ger extrem și să nu fie probleme și încă o dată să dovedim că noi suntem cei care salvăm de fiecare dată siguranța sistemului energetic din România. Este mult de muncă. Este mult de muncă, recunosc. Dar nu avem alt obiect, nu avem altceva pe ordine de zi decât în aceste prime luni de funcționare a guvernului avem obligația morală și obligația, să spunem, către toți angajații și gorjenii de a ne lupta pentru această companie și a face în această companie, să spunem, unul dintre pilonii centrale ai sistemului energetic românesc. Pentru că, încă o dată, sunt anumite probleme care se pot depăși, dar cu voință. Da? O să spună cineva, sigur, în aprilie, pe 13 aprilie, trebuie să avem numărul de certificate de CO2 care trebuie, ca și conformare, să fie cumpărate de pe piața liberă, la un preț care acum, să spunem, ceva a crescut. Da? Ne vorbim de undeva de 7 euro pe certificatul de CO2. Dar, încă o dată, se pot găsi soluții împreună cu parlamentarii, împreună cu guvernul, împreună cu Ministerul Energiei, pentru că și-au văzut și și-au dat seama acum ce a însemnat tratarea cu indiferența a problemei din Valea Jiului. Vreau să vă spun că și în seara aceasta când vorbim, există grupuri cu cuile de produs în Valea Jiului și nu numai, care funcționează și la fel și ei asigură și e nevoie. Nu trebuie să ajungem în situația din complexul energetic Hunedoara, pentru că a fost de multe ori un discurs sau o dispută așa sterilă fără, pentru că de multe ori întrebau și colegii din Valea Jiului, spuneau, de ce în Polonia se poate și la noi în Vale sau în România nu se poate? Printr-un dialog, printr-o implicare continuă, eu cred că putem depăși aceste probleme, să spunem, nu foarte mari, dar probleme mari pe care se confruntă acum complexul energetic Oltenia. O altă problemă care are legătură directă cu ce se întâmplă la complexul energetic Oltenia este problema sportului în Gorj. Lipsa de finanțare în ultimul an și a afectat atât de grav echipele de sport, de fotbal în special, dar și celelalte echipe, încât lucrurile sunt într-o situație, înțeleg, disperată de la specialiști. Eu întotdeauna spun aici că nu mă pricep. Știu doar atâta că o echipă de fotbal aduce un plus de notorietate județului sau orașului din care este, că însuflețește, dacă vreți, cum puține lucruri mai fac societatea din și comunitatea din zona respectivă și că sunt multe beneficii pe care o astfel de echipă, nu mai vorbim de, nu știu, turism de sportiv atunci când sunt competiții, nu mai vorbim de foarte multe lucruri care aduc un plus. De când s-a terminat cu finanțarea, lucrurile la echipa asta nu au mers decât din rău în mai rău. Nu există, înțeleg, soluții de o altă manieră. S-au încercat tot felul de soluții de moment. Nu știu cât se va mai putea lungi situația în momentul de față și dacă există acum, după ce lucrurile s-au schimbat și la nivel de conducere a companiei și la nivel de guvern, dacă există soluții și deschidere ca lucrurile să fie gestionate altfel. Nici eu nu mă pricep la partea sportivă și am spus-o nenumărate ori, dar nu... De fiecare dată am făcut așa o analiză sau un ansamblu a ceea ce a condus la situația în ramura sportivă. Și este clar, lipsa finanțării din partea Complexului Energetic Oltenia în anul 2016 a condus la tot ceea ce a însemnat în cascadă retragerea din campionat și închiderea clubului de handbal, retragerea din campionat și închiderea clubului de basket și situația de insolvență la clubul de fotbal Pandurii Nitu Târgu Jiu. Totul eu zic că a fost o reavoință. Reavoință combinată a conducerii de acea vreme a Complexului Energetic Oltenia, și nu o să dau nume și nu o să dau niciodată nume, îl știți și dumneavoastră. Sunt celebri. Da, sunt celebri. Da. Cu o complicitate clară cu fostul ministru al energiei. Totul a fost ca urmare a unei, hai să spunem, o dispute politică, administrație, sindicate la începutul anului 2016, în care era firesc ca politicul să fie de partea griviștilor foamei de acea dată
și nu am făcut decât să trecem în revistă un comportament neadecvat a fostului ministru în ceea ce privește modalitatea de soluționare a unor aspecte revendicative a colegilor noștri din sindicat. Tot acesta la condus, momentul la care a venit aici în de bineînțeles, noapte... bineînțeles. Nu cred că vreodată îl vom aprecia sau îl vom aplauda la modul în care, mai să spunem, Mișelești a venit fără să aibă o discuție aplicată și reală cu conducerea companiei, cu sindicatele, cu autoritățile publice locale. Imediat după aceea a venit acea retragere a finanțării. Plecasem la drum pentru anul sezonul competițional 2015-2016 cu un buget stabilit pentru tot ce înseamnă ramură de fotbal, ramură de handbal, ramură de basket. Trezindu-ne la începutul lunii februarie că toată această finanțare va înceta. Ce facem mai departe? În ceea ce privește ramura de handbal, eu ca și reprezentant al Consiliului Județean Gorj, împreună cu colegii mei consilieri județeni, cu conducerea cu cei doi vicepreședinți, am luat decizia să ne alăturăm și să finanțăm și vom finanța și anul 2017 echipa de handbal creionată și creată de către Universitatea Constantin Brâncuș, o echipă aflată în Liga a doua sau Liga Națională, o ligă inferioară, să reușim să ținem vie flacăra handbalului din Gorj, cu oameni și sportivi din Gorj, cu băieți din Gorj, în care am înțeles că la fiecare meci sala este plină, alături de iubitorii handbalului, de colegilor de la facultate, de la universitate, și vom finanța în continuare ramura de handbal și pentru anul 2017. Am avut ceva discuții vis-a-vis de basket, dar nu s-au concretizat, dar le vom ține aplicate pentru anul 2017. În ceea ce este fotbalul. Am participat în primele zile al anului 2017 la o discuție cu administratorul judiciar și administratorul special al Clubului Sportiv Lintu Panduri. Da. Situația la momentul acesta este de renegocierea unor clauze contractuale ale jucătorilor și antrenorilor, bazate pe un buget întocmit până în luna iunie, adică ceea ce înseamnă restul de campionat 2016-2017, astfel încât să reușim să ne menținem în prima ligă, încă o dată cu bani proveniți numai din drepturile de televizare, bani veniți din fair play financiar și banii veniți de la UEFA, fără a lua în calcul un leu de la Comisia Energetică Oltenia. Și au dat asigurări că vor putea întocmi sau să aducă un lot competitiv pe, chiar și în aceste condiții. Chiar și în aceste condiții. Să discuta. Era o știre, mi-amintesc titlul de astăzi, că în momentul de față echipa nu mai are niciun jucător. Eu vă spun ce am discutat cu ei vis-a-vis de negocierile purtate cu jucători. Eu nu cred acest lucru, pentru că văzusem și acum câteva zile o veste că, cred că fotbalistul Țucudean a fost transferat la Universitatea Craiova. Am sunat seara administratorul special pentru că știu că Țucudean are o clauză de reziliere și mă bucuram pentru că acei bani erau bineveniți. Da. Da, o clauză de reziliere până în iunie 2017 și la fel m-a infirmat. A fost tot așa o știre falsă apărută pe posturile centrale. Da. Sper și sunt convins că cei care se ocupă de în această perioadă, deci administratul judiciar și administratul special, vor găsi înțelegerea și a jucătorilor și a actualei echipe de antrenori, dacă nu, vor găsi o altă echipă de antrenori, încât la momentul demarării campionatului, relorii campionatului februarie, dacă va fi pe 4 februarie, cum se spunea, având în vedere condițiile meteo, sper să vă fie amânat, să avem un lot competitiv care să facă față cu bine în ceea ce privește următoarele meciuri. Pentru că situația de la Pandurii nu este singura. Să vedem ce se întâmplă sunt la Gaz Metan. Sunt și alte echipe în țară sunt unde situația echipe este care sunt asta. Dar ziceți-mi înseamnă. Dacă din partea CEO și din am primit partea... primele semnale asta pozitive. E. Ați primit. Primele semnale pozitive. Cu siguranță. Nu este momentul acum să insistăm să-i batem la cap în aceste perioade. Va trebui la fel în discuțiile care ne vor da la Ministerul Energiei să înțeleagă rolul social al Complexului Energetic Oltenia. Fiecare companie privată sau de stat, are un rol social în colectivitate, în comunitatea din care face parte. Iar de-a lungul timpului trebuie să înțelegem că noi toți, angajați sau cetățenii județului Gorj, am ales că rolul social al Comisiei Energetic Oltenia, pe lângă multe altele, să spunem, investiții de mai mare sau mai mică anvergură, în sănătate, în educație, de-a lungul timpului, în comunitate, au ales calea de a susține sportul. Și vorbim de perioada 2003, de când au început, s-au pus primele, 2002 chiar, de când s-au pus primele baze ale competiției sportive ale pandurilor în Gorj, până la zi.
Și acest lucru va trebui să se reia. Nu spun o sumă, nu spun o limită de sumă, dar la niște, în niște condiții în care conducerea Ministerului, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere, Directoratul Companiei vor hotărâ și vor trebui să revină să fie alături de sportul din Gorj. Bun. Ar mai fi multe de zis și în ceea ce privește complexul. Oricum, vom mai sper să ne întâlnim, deși sunteți foarte scump la vedere, așa ca un reproș public. Aș vrea să discutăm puțin și politic. E o perioadă de fierbere, pentru că eșalonul 2 din ministere încă nu este stabilit. Sunt foarte mulți membri ai Partidului Social Democrat care consideră, la Gorj mă refer, care consideră că sunt îndreptățiți sau poate chiar li s-au făcut promisiuni înainte de campanie sau în campanie pentru niște funcții la nivel în plan 2 în ministere. Mă refer aici la secretar de stat și așa mai departe. Nu știu în ce măsură au evoluat lucrurile. Am avut discuții la emisiune cu colegii de-ai dumneavoastră din partid. Spuneți-mi dacă în momentul de față este clar câte funcții și dacă filiala județeană a Partidului Social Democrat va primi funcții de genul secretar de stat sau președinți de agenții sau subsecretari de stat. Da, exact, în această perioadă. Am avut o discuție în această dimineață cu domnul președinte Cârciumaru vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la București privind negocierea posturilor de secretar de stat, subsecretar de stat, președinți de agenții. Și din câte mi-a spus și dumnealui, nu e acest protocol între PSD și ALDE, pentru că e un algoritm și o numire politică, da, în tot ce înseamnă, nu este finalizat. De asemenea, trebuie să vedem și cred că nu este finalizat pentru că trebuie să vedem structura și trebuie să vedem hotărârile de înființare a fiecărui minister. Să nu uităm că avem o nouă reorganizare, avem ministere noi, da, în care vor trebui în următoarea perioadă, cred că în următoarea ședință de guvern, am înțeles că joi va fi o ședință de guvern, în care vor fi stabilite structurile fiecare dintre ministere. Să vedem numărul de secretar de stat, să vedem protocolul negociat la nivel central, să vedem câte posturi de secretar de stat, câte posturi de subsecretar de stat, să vedem câte posturi de președinte sau vicepreședinte de agenții pe algoritm revin Partidul Social Democrat, după care putem discuta câte din aceste posturi negociate pot fi atribuite unor oameni, membri ai Partidului Social Democrat, din județul Gorj. Bun, care sunt prioritățile organizației de la Gorj? Adică prioritizați obținerea unei funcții de secretar de stat în Ministerul Energiei pentru Partidul Social Democrat? Sunteți dispus să o cedați la ALDE? Care e ideea? Ce priorități aveți? Pentru ce vă bateți? Obligatoriu, cred că în Ministerul Energiei, pentru că de-a lungul timpului așa a fost algoritmul, un post de secretar de stat va trebui din Ministerul Energiei, având în vedere că ministrul este membru al ALDE, va reveni Partidul Social Democrat. Eu, dacă mă întrebați pe mine, ceea ce mă privește și am discutat și cu domnul Cârciumaru, eu îmi doresc un post de secretar de stat în Ministerul Energiei, având în vedere necesitatea să ai un interlocutor și un om care să stea zi de zi lângă ministru, să se atragă atenția să fie lângă ministru și să se zbată pentru complexul energetic Oltenia. Eu îmi doresc acest post pentru Gorj. Nu vorbesc de persoane. Nu-mi dau seama sau nu o să fac niciodată o apreciere acum, la momentul acesta, cine este mai potrivit. Da. Dar îmi doresc ca acest post de secretar de stat să fie al PSD-ului, cel puțin un post de secretar de stat în Ministerul Energiei, și Partidul Social Democrat să întrebe, să spunem, organizația de la Gorj, să facă o nominalizare sau două, iar pe baza acestor nominalizări, conducerea executivă a partidului împreună cu ministrul, că de foarte multe ori s-a pus în discuție și nu era un amenajament între ministrul și secretar de stat. Să vadă o compatibilitate. Vedem experiența, să vedem... Da, adică să țineți cont și de CV, nu numai de apartenența politică. Pentru că ne interesează să fie un dialog continuu între ministrul ăsta. Pentru că dacă trimiți, de multe ori trimiți un om secretar de stat în care ministrul... N-are încredere și de fiecare dată, hai să spunem, nu neapărat se ascunde. Nu e direct și nu este obiectiv să vorbească de față cu acel om. Nu ai făcut nimic. Degeaba îl trimiți. Necesar un post decorativ mai ales în Ministerul Energiei și mai ales pentru Gorj. Bun. Dar acestea sunt etapele pe care trebuie să trecem, după care putem vorbi și de nominalizarea unei persoane pentru... Aveți un termen? Sunt avansate niște termene ca timp până la momentul la care se vor rezolva? Nu sunt convins că această negociere și această această negociere se va purta după ce se va stabili structura și numărul de secretari de stat în fiecare minister în parte, la fel cum se va stabili o nouă structură sau o nouă reorganizare a agențiilor. Bun.
Se discută foarte mult și intens și se fac tot felul de nominalizări pentru prefectul județului Gorj, cine va ocupa această funcție. Ultima știre pe această temă este un om din echipa dumneavoastră de la Consiliul Județean, Spețe Ciprian Florescu. Este vehiculat tot mai des pentru funcția de prefect. Spuneți-mi cum vi se pare situația asta, mai ales că vă afectează în mod direct. Vis-a-vis de funcția de prefect, la fel, sunt două moduri de abordare. Așteptăm protocolul la nivel național, alături de secretarii de stat, subsecretarii de stat și de președinții și vicepreședinții agenții. La fel, prin protocol se stabilesc... De acord, dar mă gândesc că dacă vă doriți funcția de prefect... În condițiile în care legea va fi modificată. Pentru că... Prefecții nu vor mai fi apolitici. După cum știm, se intenționează sau se discută la nivel central revenirea la sistemul din anul 2006, care era mai puțin ipocrit decât ăsta de acum. Prefectul, cu siguranță, da, prefectul este numit politic și va fi o nouă funcție în cadrul prefecturii, aceea de secretar general al prefecturii, omul care trebuie să asigure continuitate și care este un alt funcționar public, chiar așa cum este în Consiliul Județean, funcția politică. Și pentru că, da, e adevărat ceea ce spune, e un sistem ipocrit, pentru că de fiecare dată spunem că prefectul este reprezentantul guvernului teritoriu. Dar recomandă un guvernul, anumit partid. Guvernul care este un guvern politic, care are un program de guvernare politic și noi spunem că acel prefect este apolitic. Da? Că noi știm foarte bine că a fost membru de partid înainte câteva luni de zile, că a dimisionat din partid și facem tot felul de tuțocămii artifice ca să devină funcționar public. Nu. Și acest lucru este, va trebui, părerea mea, va trebui să fie clar implementat. Să fie numit politic, să plece odată cu guvernul care a fost numit, să vină la felul ăsta, dar secretarul general al prefecturii va trebui să fie cu atenție selectat, pentru că vedem, eu văd, primarii văd ce înseamnă un secretar de primărie, un secretar al Consiliului Județean, cât care te ajută și de important este funcția, da. Și care asigură continuitatea viitorului. Și la fel să fie, există această funcție a secretar al județului. Încearcă să nominalizăm unei persoane. E nominalizat. A apărut deja, se vehiculează în presă deja numele, s-a vehiculat cel al lui Claudiu Manta, nominalizare în care nu credem, pentru Claudiu Manta a mai avut odată această nominalizare în brațe și a refuzat-o din motive pe care dânsul le cunoaște mai bine. Și cealaltă nominalizare este Ciprian Florescu, ceea ce înseamnă că este un om care e în grada dumneavoastră. Vă spun cu sinceritate și eu așa o să fac, nu o să mă pronunț și nu o să vorbesc, pentru că Ciprian este colegul meu, suntem amândoi în aceeași echipă. Până nu o să vedem, până eu personal nu o să văd protocolul, să vorbim, să vedem că acel post revine sau nominalizarea revine Partidul Social Democrat în condițiile în care legea va fi bun, dar modificată. Sprijiniți pe Ciprian Florescu, da, pentru astfel de funcție? Dacă mi-a avea acele, oricând și cu toată puterea îl sprijin pentru această funcție, dacă el își dorește. Dar încă o dată, haideți să vedem protocolul, de fiecare dată nu mă grăbesc să dau sau să nominalizez o persoană până nu vedem pe hârtie. Bun. După această chestiune cu prefectul, mai e o chestiune de dezbătut și anume că automat se așteaptă niște schimbări la instituțiile deconcentrate, pentru că, la fel cum spuneați și dumneavoastră, sunt e un anumit nivel de oameni puși politic. Bine, din punctul nostru de vedere al celor din media, la Gorj se cam sare calul cu politica, mai ales dacă vedem ce s-a întâmplat în Inspectoratul Județean cu anumiți directori de școli. Dar nici nu mai avem timp și oricum nici nu putem lua fiecare caz în parte să-l discutăm. Și acum vin și vă întreb, în ceea ce privește directorii acestor instituții, sunt ei liniștiți sau vor fi evaluați și schimbați în funcție de, la unii de realizări, la unii de apartenență politică? Cred că se impune o analiză și activități în anumite sau în unele din instituții de concentrat din județul Gorj, pe care actualii miniștri, secretari de stat care vor fi, și asta va trebui să fie făcută această analiză, pentru că nu toate lucrurile au mers așa cum au trebuit în ultima perioadă. La fel, cred că va fi și o nouă reorganizare, pentru că să nu uităm, avem ministere noi, ministere care va trebui să-și regăsească în teritoriu reprezentanții prin aceste instituții deconcentrate și la fel miniștrii vor face o analiză atentă a celor propuși să ocupe aceste funcții. Deci cu siguranță da, se impune evaluare și actualilor șefi de deconcentrate din județul Gorj. Pentru că în anumite sectoare lucrurile au mers bine și merg bine. Este o instituție sau mai multe care în relația cu Consiliul Județean au greșit suficient cât să fie evaluate sau nu vreți să-mi dați exemple? Sunt sigură că sunt. Nu o să dau niciodată exemple, dar cu ce am avut cu activitatea unui institut care eu am relație de colaborare, pentru că e un număr limitat. Da.
colaborarea este bună și punere chiar foarte, foarte bună în ceea ce privește aceste 6 luni de activitate a Consiliului, în care eu sunt președinte al Consiliului Județean Gorj. Bun. Scurt, pentru că nu mai avem timp, Ion Călinoiu, în continuare în Consiliul Județean, da sau nu? În continuare în partid sau nu? În partid, așa cum a spus domnul Cârciumaru, domnul Călinoiu, având în vedere statutul de candidat independent, situația este destul de complicată, iar revenirea, așa cum a spus domnul Cărciumaru, pentru că are mai multe elemente, va fi, dacă va fi discuția de revenire, se discută doar la nivel central. În ceea ce privește pe domnul Călinoiu în Consiliul Județean Gorj. Între Consiliul Județean Gorj, reprezentată de Cosmin Popescu și domnul Călinoiu, este un contract de muncă. Vădă de muncă în care domnul Călinoiu are o fișă postului și până acum lucrurile nu au fost de natură a duce la încetarea acestui contract de muncă. Sigur, știu ce vreți să spuneți, știu discuțiile politice, știu discuția asta, dar inclusiv vom discuta... colegi de-ai noastră de partid cârtesc gândindu-se că dânsul este în continuare, deci, acolo după ce le-a fost competitor în campania electorală. Adică cred am că... Am dat o definiție a raportului între ceea ce se întâmplă între Consiliul Județean Gorj, că nu este un raport de muncă între Cosmin Popescu și domnul Călinoiu ca persoane fizice. Este un raport de muncă între persoana domnului Călinoiu și Consiliul Județean Gorj. Și vă pot da următoarea informare. Cosmin Popescu va face tot ceea ce este posibil încât să nu încalce legea și contractul de, sau clauzele acelui contract de muncă să fie respectate în viitor. O decizie în ceea ce privește viitorul în Consiliul Județean Gorj a domnului Călinoiu sau al meu va fi discutată la momentul potrivit în cadrul Consiliului Județean Gorj, nu în cadrul politic. Bun. Nu mai insist pe subiect, nu mai avem timp, suntem la final de emisiune, colegii presează să închei. Vă întreb, cod portocaliu de ger, am avut noroc, n-a nins foarte mult la noi, deși se circulă în condiții de iarnă, din datele pe care le avem până la momentul ăsta, nu sunt drumuri blocate, nu adică n-am avut ghinionul celor din alte județe. Cu toate astea, e cod portocaliu de ger, există riscul unor evenimente nefericite, ca să nu spun altceva. Avem oameni în Gorj care lucrează exact, mai ales în CEO, în condiții deosebite. Care este atitudinea autorităților locale? În ce măsură este implicat Consiliul Județean? Foarte scurt, că trebuie să încheiem. Mai puțin implicarea în partea de organizare în ce privește codul portocaliu de ger. Implicarea sunt ale primăriilor. Au identificat, mai ales în Târgu Jiu și în orașe, persoanele vulnerabile, persoanele fără adăpost, care să fie conduse către unități de cazare, în care se asigure masă, căldură. Iar în ceea ce privește salariații care lucrează în mediul deschis, există proceduri și anumite reguli în care aceștia trebuie să fie protejați prin anumite, să spunem, un ceai cald, asigurarea locurilor de căldură, da. Pauze, mai des asta. Dar cu siguranță autoritățile publice locale, primarii, sunt pregătiți pentru a face față acestei nopți de ger cumplit care s-a anunțat prin acest cod portocaliu. Mulțumesc frumos pentru prezență, doamnelor, domnilor, punem punct aici, ne revedem mâine seara. Rămâneți în continuare cu TV Sud. La revedere!